Au început zilele orașului Târgu Jiu, iar organizatorii au dat un spectacol de zile mari. Prefectura Gorj s-a transformat pentru câteva momente într-un adevărat ecran pe care au fost proiectate jocuri de lumini și lasere, iar organizatorii le-au pregătit oamenilor și un spectacol de dans. Târgujienii au fost încântați de acest spectacol. Este pentru prima dată când văd așa ceva, m-am venit la invitația unei bune prietene și mă bucur că sunt în seara asta aici. Am văzut că a rămas fascinată de lumini, ai filmat tot timpul. Da, și o să mai filmez în continuare, să o stau până la sfârșit. Începe și Târgu Jiu să se ridice la nivelul marilor orașe din Europa. Ați mai văzut așa ceva? Da, la Geneva, în Elveția și la Ansia am văzut un spectacol de lumini de nivelul acesta. Deja suntem pe drumul cel bun, cred. A fost o lecție și de istorie, am văzut acolo personalitățile care... Da, Gheorghe Magheru, Dincă Schileru, Ecaterina Teodoroiu, Constantin Brâncuș. Foarte frumos, spectacol deosebit. Mare pentru copii. Bucuria copiilor a fost și mai mare atunci când organizatorii au aruncat în aer kilograme de confeti. Tot a fost foarte frumos. Mi-a plăcut cel mai mult când am aruncat cu confeti. Zilele orașului se încheie duminică seara, dar până atunci sunt programate mai multe concerte și spectacole în aer liber. De asemenea, duminică va avea loc și un foc de artificii care va marca împlinirea a 610 ani de existență a orașului Târgu Jiu.